fiu printre dumneavoastră oameni cu înțelepciune, uitându-vă așa în, și în față și alături, oameni de înțelepciune, de la care am numai de învățat. Unul dintre ei este și poetul. Pentru mine, eu am făcut cunoștință cu dumnealui mai mult ca poet, pentru că ca profesor n-am avut ocazia, dar am făcut cunoștință cu poezia poetului domnul Gheorghe Reapțov. Acum, cred că câțiva ani, când ne-a oferit momentul, timpul să ne cunoaștem prin simpozionul Cucuteni, Universitatea Tehnică a Moldovei. Eu, fiind un însetat de cuvânt și un degustător de cuvânt frumos, am găsit în poezia maestrului Reapțov, mai ales că suntem și, avem țara noastră de jos, suntem dintr-o țară, țara Cahul, și mi-am găsit și eu rădăcina în versul maestrului. După ce am luat versurile care mi le-a dăruit domnul Reapțov cu atâta bunătate și... Da, bună, domnul Reapțov. Un tătic bun, ca orice tătic, mă roagă să-i fac o melodie pentru copilița lui care trebuia să participe, nu știu, la școală, într-un festival ceva. Și am găsit de cuvință versul domnului Reapțov, Patria. Ca să-i pun refren, am găsit alt, pentru că la dumnealui textul are diferite, așa, ca cunoașteți, ca și refren, ca și câte un epitaf, câte o strofă, așa. Și am găsit strofa, am uiat penița în rouă, mi-am rupt inima în două și din fire de gânduri am sesut aceste rânduri. Dar ce a ieșit? Am uiat penița-n rouă, mi-am frânt inima în două și din firele de gânduri am țesut aceste rânduri. Am uiat penița-n rouă, mi-am frânt inima în două și din firele de gânduri am țesut aceste rânduri. Patria mea mare e atât de mică, când ea și-ar face cuib o rândunică, floare lângă floare, casă lângă casă, este în lume floare, țară mai frumoasă. Am uiat penița-n rouă, mi-am frânt inima în două și din firele de gânduri am țesut aceste rânduri. Am uiat penița-n rouă, mi-am frânt inima în două și din firele de gânduri am țesut aceste rânduri. Dintr-un suflet mare și un gând cu minte, soarele răsare și numai asfinte, floare lângă floare, casă lângă casă, este în lume oare țară mai frumoasă? Am uiat penița-n rouă, mi-am frânt inima în două și din firele de gânduri am țesut aceste rânduri. Am uiat penița-n rouă, mi-am frânt inima în două și din firele de gânduri am țesut aceste rânduri. Așa calde, calme, frumoase sunt aceste versuri, ca și sufletul acestui mare om. Și n-am putut trece pe alături peste următoarele patru rânduri. Epitaful bat la poartă, am venit, eu sunt Doamne. Iată-mă, sunt creștin chiar de-am greșit, dă-mi să las. Și iată-mă.
bat la poartă. Am venit. Eu sunt, Doamne, iată-mă. Sunt creștin, chiar de-am greșit. Dă-mi să lași și iartă-mă. Bat la poartă, am venit. Eu sunt, Doamne, iată-mă. Sunt creștin, chiar de-am greșit. Dă-mi să lași și iartă-mă. Să lași și iartă-mă.